Capitolul 16. De ce nu a răspuns domnul tău nimic celor ce-l învinuiau cu nemernicie? Alții au făcut-o, el nu. Aceasta pentru că el a înțeles natura fundamentală a răstignirii. Cei prezenți nu dau nicio importanță răspunsurilor tale. Cei prezenți nu sunt acolo să asculte, ei sunt acolo doar să întoarcă cuvintele tale împotriva ta, indiferent de ce răspunzi. La momentul real al răstignirii, toate cuvintele depășesc cu mult limita rezonabilului. În cazul său, un răspuns ar fi putut fi auzit doar de urechea leurii. Nicio propoziție din vreun lexicon al oamenilor nu ar fi fost acceptată în acea zi. Cuvintele lui, dacă ar fi vorbit, ar fi fost interpretate și asfârlite înapoi asupra lui. Orice rostire ar fi fost o dovadă de netăgăduit a vinovăției lui. Domnul tău nu ar fi putut spune în acea zi niciun cuvânt acceptabil. Poate e o eroare de gândire să crezi că discuțiile, faptele, logica sau scriptura au vreo greutate în astfel de momente. Incriminarea este subiectul zilei. Inimile hotărâseră ferm, pedeapsa era inevitabilă. O dovadă a acestei stări de fapt o avem când, în sfârșit, el a vorbit. Cât de simplă poate fi o propoziție? Da, sunt. Dar pentru urechile dușmanilor săi, cuvântul acesta simplu a fost de ajuns ca să justifice răstignirea. Învață bine lecția aceasta. Apărarea e inutilă într-o răstignire. Totuși e imposibil să rămâi tăcut. Găsește acea viață în tine care poate să îți ofere tot ce ai nevoie în toate aspectele crucii. Îți reamintesc acea viață, știe cum să te conducă printr-o răstignire. Dumnezeu și îngerii au privit cu uimire și respect atâta demnitate în fața unei astfel de respingeri. Calm, liniștit, uimitor de liniștit. Fiecare pas al său, fiecare cuvânt erau doar pregătirea pentru acel ceas întunecat. El a trăit toată viața în umbra unei răstigniri și în pregătirea pentru răstignire. La fel ar trebui să trăiască toți urmașii lui.